Salutare, bine ați venit la un nou episod. Astăzi, din nou, să filmăm un mic rol, pe să spun așa. O să de pe serverul Wanta, pe România. Vă aștept și pe voi. Pe voi, mă scuzați. Am mâncat înainte. Băieți, am și eu o problemă. Din câte am înțeles, astăzi a venit cineva. Și ne-a cam distrus plantațele, să zic așa. Suntem în biroul șefului. Și am primit un telefon ca plătața noastră de marihuana pe care am pus-o, acum știți bine, a fost distrusă. Mergem până afară, vrem să vedem ce va fi. Mă duc să adun pe toți băieții. Și da, mă, dacă îți place această serie, te invit călduros să apeși pe butonul de, pardon, like și subscribe. Și ce zic, hai să dăm drumul, nu? De cât am înțeles, toți băieții sunt afară, au păzit casa, trebuie să mergem să vorbim cu ei. Nața, nața. Nața. Să vină toți aici lângă mine. Și cele de acolo, să transmite să vină. Colegul, de să te duci la poartă, hai încoace. Cred că e un pic de sort. Haideți toți aici lângă mine. Am și eu o veste un pic cam prostă, să vă zic. Din cât am înțeles, plantața noastră de droguri a fost sabotată de o grupare. Trebuie să mergem să o vedem. Ok, șeful. Spune și la celălalt să fie pregătit. Eu mă pune cu într-o mașină în spate și o să mergem acolo, ok? Ok, ok. Șeful, dacă vreți, puteți să veniți cu mine, mașina. Mergem acolo, mergem. Și trebuie să mergem un pic mai repede, că na, să ne grăbim. Haideți în mașină toți. Veniți după mine. Nu veniți niciunul mai. Închidem ușa, că nu pot, că-s mai gras un pic. Bun. Da, să-mi pun și o centură. Ok, fii atent, vezi pe unde l-am pus, nu? Da, da. Ok. Mă, nu pot să înțeleg ce fel de oameni pot să facă chestia asta. Ce s-a întâmplat cu Legu? Nimica. Am înțeles. Mamă, las că-l vei controla eu după aia. Mă, spune-le da. Și la acela să vină. Să nu vină unul să plițați pe careva. Cu Legu, vezi da, că, da, da. Că am nevoie de aripa din dreapta. Da, da, și. Vezi că încă nu afla șeful ce s-a întâmplat aici. Știi că am plătat 2 hectare și-a mai rămas numai 1. Da, cu 100 de mii ai dat dată, nu? Fui, ce, mai mult. Asta e un pic confidențial, de na. Am mai cumpărat încă una de vinuri, adică na, de struguri. Pardon. Unde ați cumpărat-o, șeful? În altă parte, nu aici. Opa. Stai aici, te pui aici în față. Du-te aici, oprește. Oprește, mamă, ce e aici? Stai să scot. Hai că, da. Aoleu, îmi pare rău, șef. Stai un pic, că trebuie să scot ceva de aici, că vă aud prea multe. Scoateți-vă armele. Repede scot, mamă, nu vă pun niciunul. Săriți pe el, nu trage, săriți, plecați încolo. Repede îmi scot o armă. Mamă, ce se întâmplă aici, băi, băieți, ce se întâmplă? Mamă. Săriți pe armele jos. Armele jos. Ce se întâmplă aici? Ce se întâmplă aici? Verificați toată zona. Verificați repede. Lasă arma jos. Lăsați tot armele jos și puneți-vă în genunchi acum. În genunchi. Colegii, puneți-le repede cătușele. Repede cătușele la toți. Eu tot colegul am pus să caur aici. Ce căutați aici? Nimica. Aha, și de ce s-aude de la o distanță un pic de 2 km împușcături? Îmi puteți spune și mie? Ne jucam și ne pe. Vă jucați. Dar știți că aici nu aveți voi, nu? Asta, colegii la hotel, repede, puneți cătușele și la hotel cu ei. Ridică-te! Ne-a cumpărat și noi Nerf. Nu ai cumpărat tu nimic aici. Hai repede, ridicați-vă și puneți-le cătușele. Adaug mașina. Adaug repede, 3 mașini adu aici. Da.
Da. Sunt cam pic, am mulți băieții. Mai, mai vezi să nu mă forțezi, vezi să nu mă forțezi. Mai ia și de la ei câțiva. Au, ah, câteva mașina. Ah, ce mă doare. Domne, de unde ați știut că suntem aici? Pentru că se aude de la o distanță un pic mare și am primit un telefon că prea umblă cineva pe aici. Hai, ridică-te, ridică-te, du-te în față, du-te în față. Du-te în față. Hai, 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 plecați în față. Pleacă, pleacă și tu ăsta, niga, sau cum ți se zice, ți se zice ție. Hai, ridică-te. Ridică-te, hai. Hai mai repede, nu auzi. Hai, domnule, hai. Lasă-le aici, colegul, te pup tu după apel. Stai, stai, două secunde. Te ocup tu de el. Că mi-am blocat, mi-am blocat genunchi. Mamă, ne-au spart roți. Roțile noastre, băi. Lasă că plătesc. Ce faci noi cu asta? Nu știu dacă mai apucat să mai plătiți. Șefu, hai aici, mașina asta. Care? Prima? Da, da. Cu ăsta. Tu ăsta... Hai, mașina, hai. Păi se poate urca și în spate. E un loc în spate, coleg. Numai unul e acolo, nu? Pune-te în spate, coleg. E prost, rău de tot. Lasă că mă pun în spate. Închide ușile alea. Toată lumea la hotel acum. Colegii pe căscuță, toată lumea la hotel. La hotel, repede. Ridica pumnii, dacă eu am mărbătă. Da, da, da. Nu, bun. Du-te acolo. Ce vă apuca, mă, pe voi să faceți? Ce ați căutat aici? Păi, multe am căutat. În ce principiu, căutat? Se distrugem plantația, pentru că tatăl meu e tot așa, un producător de vin. Un producător de vin mare și... Ne-a plătit chiar să distrugem plantațiile din tot orașul. Vă mănânc și am stat o lună să caut toate plantațiile din oraș. Uite-te la mine. Vă mănânc pe toți de viu, mă. Pe toți vă mănânc. Te rog, lasă pistolul. Mamă, te rog, lasă pistolul. Nu las. Las, că să vedem noi altcumva ce va fi. Du-te repede acolo la hotel. Să le spui și la ceilalți. Ta, și făcea, și făceam un profit așa frumos. La hotel. Colegul, hai la coleg, am înțeles, colegul. Dar ce ține, ce țineți așa mult la... Nu ai tu treabă, las, că o să vedem ne după aia. O să cam suferiți de chestia aia. Pentru ce ați făcut. Mă, cum i-am prins, mă, popiți, mă, încercați să ne ia plantațele, bro. Băi, nu ne-am oprit și noi să luăm o roșie ceva de pe stradă? Mai am și o întrebare. Sper că n-ați luat ceva pe acolo să fumați, nu? Că voi pe unde ați fost, nu a fost de vin, îl fost de altele. Aoleu, aia... am crezut că e de vin. De-aia să țin așa... Să mergem încet aici. Du-te încet, du-te încet și totul că este vama. Așa. Du-te, du-te, du-te. Aici este încă. Lasă pe aici pe undeva. Așteaptă, 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 colegul. Punem aici parcare, uite așa. Frumos, elegant. Haide că mă dau pe aici. Stai cu picat unul. Stai un pic că mă duc mai acolo. Îl ajut pe domnul ăsta să iasă din mașină. Plecați unul după celălalt, un pic cam pe acolo, știi? Mama, ce faci, mă? Colegul, vezi că... Mă cam împingi de spate, colegul. Scuze, colegul. Mă cam împingi de spate, colegul. Băi, băieța, acum mă scuzați de față cu voi, mănânc un pic. Unde mergem acum? Colegul? Îl ajut eu, colegul. Mai mergeți. Colegul. Așteaptă să iau arma, să deschid portbagajul din spate. Vine după mine. Care, care? Da, aici, după mine, asta. Ok. Hai, colegul. Haide, haide, haide. Nu, să pleci unul după celălalt, că adică am înțeles-o că am picat unul. Mă duc eu, colegul. Unde mergem? Urcăm scările? Da, da, urcați scările. Veniți după mine. Băi, după ce am prins acum să vedeți ce face. Celălalt să vine după mine. Stai că trebuie să găsești o cameră goală, nu? Da, da. Am, știu pe una pe aici, da. Colegul, dacă vrei, mergem pe acoperiș. Na, nu, ia aici, ia aici, să nu-i vadă niciunul. Ia, vă puneți aici sau cum alegeți voi, e treaba voastră, aici sau aici, în camera asta. Eu zic că e mai mult întuneric, să nu se vadă prea multe.
Da, da. Gata, colegul, l-am găsit. Domnul, ce caută Dumnezeu pe aici? Am acoperit așa. Dumnezeu. Da, da, la cap. Ah, m-am lovit la cap. Aoleu, mai te-ai făcut și tu mai inteligent. Hai, du-te în față. Mă pune acolo. Hai. Porc? Pe scări? Da, da. Mamă, păi ține-mă că mi-e frică că s-ar putea să cad. Ai, eu sunt... Nu, caz că stau eu în spate, ești nebun. Bun, pune pe toți aici. Sper că ți-a dus canistra de... N-am uitat, mă duc eu acum. Am înțeles, te-a dus o canistra. Mamă, vezi că pe-a meu cred că s-a înjungat. Ce ai făcut tu, mă? Vezi că colegul! Aoleu, colegul al nostru, șeful, s-a rupt genunchii, și-a rupt. Am înțeles. Da, lasă-l acolo atunci. Mă, am și o rugăminte, o întrebare, nu o rugăminte, ce faceți voi pe aici? Domne, haide să vă spun acolo? Eu, am primit un contract destul de important cu o sumă mare de bani. Ideea e că am primit ordine de la cineva, de la angajatorul nostru. De la cine? Nu știu când să vă spun, domne, dar e din poliție. Nu pot să vă spun mai multe lucruri. Și ne-a pus să distrugem niște recolte de vin, aparent. Dar după cum ați spus dumneavoastră, ci că nu sunt. Și cred, mi-am dat seama și eu când am ajuns acolo ce a făcut. Am crezut că e doar ceva așa de business insight, dacă înțelegeți no, ce no, zic. Nu, no. E ceva acolo ce a rămas de... Acum au fost 3 ani, trebuia recoltate și fumate, dacă știi ce zic. Ne-a pus o hartă, ne-au dat o hartă și ne-a spus să distrugem tot ce e cu XP. Să că mă ocup eu și de ei. Nu-i bai, lasă, stai un pic, revine mi-a dat ceva pentru tine. Pentru asta o să regrete, băieți. Colegi, am luat ceva de acolo. Ce ai zis? Ce ai zis? Care o șoptită aici, mă? V-am dat voie să șoptiți? Nimeni. Ia ridică-te, asta de aici cu pata aia roșie pe față. Că nu știu dacă nu-i plantație sau ceva pe acolo. Mai rău. Mă ridic acum. Oh, ce mă dor genunchi. Ia du-te acolo un pic. Acolo unde? La lângă domnul cu canistră? Mai față. Hai să-mi bag. N-ai, adică... Deci fiți atenți, dacă nu spuneți cineva trimis aici, o să colegul vostru o să moară. Bun? Un polițist, domne. Cum îl cheamă pe polițist? Nu știu, că era mascat. Păi și voi luați numai așa? Ceva, sirias. Păi când am văzut banii aceia, nu am mai stat să-l întrebam. O sumă frumușică, un milion. Băi, dacă nu zici cât v-a dat... Dă-te, dracu! Colegul, e bine? Ești bine? Lasă acolo. Nu, bun, cât v-a dat? M-a interesat și pe mine și numele. Un milion. Nu vă mai dă altul. Fii atent, aduceți canistra. M-a dus. Capul meu. Cap. Nu, domne, vă rog. Am familia, acasă, am copii, am capul. Păi, ieșesc de aici totul, nu mă puneți canistra. Ce mă doare cap. Colegul, dacă vrei, a venit elicopterul. E ok, putem pleca după aia de aici. Să stați în spate cu șampanie și chestii. O să dăm foc, dar numai unul va rămâne aici. Și pot să dăm foc la hotelul ăsta micuț. Și așa e... E ars, oricum. Ce mă doare capul. Ce faci tu, bă? Dai cu capul de tavan, de perete? Haide, nu dau, stau aici. Plecăm, haideți. Unul să se ocupe de ei. Haide, că merge noi sus. Încep să ard, colegul, să arunc. Da, arunca. Da. Dar nu trageți deocamdată. Nu. Să nu audă împușcături. Lasă-l acolo, numai să stea în sucul ăla lor. De la canistră, de la motorină. Nu trage. Hai, cole, șeful, puneți-vă în spate. Mă pun. Ești acolo, colegul. Las, că e bine și în față. Bine, unde vrei să te aduc? Tu mă rând de departe. Da. Să meargă motorul, 1, 2, 3 și... Gata. Stai, băi, colegul. Băi, băieți, dacă v-a plăcut acest episod, nu o să pune nimic cum
mafia asta, cu organizația asta. Deci ați văzut ce s-a întâmplat, i-am luat repede, băi băieți, ne-am ocupat, salut. Cine mai calcă pe teritoriu, o să fie tot la fel mort. Bine, în stilul Europei mă refer. Deci dacă ți-a plăcut episodul... Colegul, mă auzi? Stai un pic, colegul. Te invit că-l doresc să puși butonul de like și subscribe. Pa, pa. O zi frumoasă, apropo.